La cantități mai mari, vânzătorii de pe internet promit reduceri și transport prin curier. Am văzut un anunț pe internet cum că ați vinde apă sfințită de la Ierusalim. Mai aveți? Mai am. Avem vreo garanție că este de la Ierusalim, că așa pot și eu să scriu pe internet că vând. Vă dau certificat tot. Dacă aș dori să comand, nu știu, 5 sticle, faceți și reducere sau doar la 25 de lei? 20% pot să vă dau reducere. Anunțurile nu par să fi stârnit interesul credincioșilor. Nu cred în așa ceva. Chiar dacă poate să ia de la izvor și să zică că e sfințită. Există totuși și români dispuși să plătească pentru o sticlă cu aghiazmă. Nu avem spiritul observației, nu avem spirit critic. Spirit critic, noi suntem naivi. Asta e cuvântul de fapt. Ieri, în toate bisericile din țară s-a împărțit aghiazma mare. Este apa care se săvârșește doar de bobotează, în timp ce aghiazma mică poate fi luată de la lăcașele de cult în prima zi a fiecărei luni. Cum e o icoană, cum este lumânarea, cum este, iată, astăzi, în ziua de bobotează, apa sfințită. Aceste obiecte trebuie căutate și pot fi găsite, evident, în punctele de desfacere pe care biserica le are. Aghiazma mare se bea doar între 6 și 14 ianuarie.